un partid în centrul spectrului politic și puternic, sigur că este o problemă pentru ambele tabere, în stânga și în dreapta. Și ei vor să te muște, și ei vor să rupă. Nu-i normal lucrul ăsta, dar e natural pentru Republica Moldova. Cu cultura noastră politică, cu obiceiurile noastre, cu tradițiile noastre. Eu vreau să vă spun, fără nicio mândrie personală și mai departe, în Partidul Democrat sunt cei mai sănătoși și experimentați oameni. O mie de ori noi am spus lucrul ăsta. Și lucrul ăsta e cunoscut și în țară. Eu uitați-vă fugitiv așa la echipa Partidului Democrat. Poți să o compari și în centru, dar și în teritorii. Eu vă garantez, toate partidele, eu am spus-o de câteva ori, toate partidele care au existat și care nu mai există, toți aceia ne îngropau pe noi. Că aici o să termine și mai departe. Ei nu, noi suntem. Noi avem șansa să rămânem și să le demonstrăm și la ăștia care astăzi încearcă să gândească așa. Da, numai în cazul când noi am să fim uniți. Când noi să fim uniți și să avem încredere unul altul și o să ne mobilizăm mai departe.